Amin, amin! Domnul să binecuvânteze copilașii și Domnul să binecuvânteze întreaga biserică! Prin Harul Lui Dumnezeu, în noiembrie 2021, am început primul mesaj din Cartea a I a Corinteni, în acest ciclu de studiu biblic, și astăzi suntem la al 69-lea mesaj în această carte frumoasă, după 2 ani și un picuț, parcă îmi pare rău că se termină, dar nu uitați că mai vin și alte mesaje care va trebui să le învățăm împreună din Sfânta Scriptură. În decursul acestei cărți frumoase am învățat multe lucruri practice despre viața creștină și frumos au fost organizate în acest canon al Bibliei atunci când au fost compuse. De la Evanghelie care ne-au prezentat viața Domnului Isus și începuturile lucrării apostolice, ca mai apoi Cartea Fapte să ne prezinte lucrarea Bisericii, Cartea Romani a prezentat doctrina de bază pentru mântuirea omului. Este cartea care este cea mai specific scrisă pentru învățătura noastră despre ceea ce înseamnă lucrarea de mântuire ca mai apoi logic să apară niște sfaturi practice pentru viața unei biserici. Și din contextul vieții bisericii din Corint, am învățat multe lucruri despre viața noastră spirituală și despre modalitatea în care suntem chemați să lucrăm, să luptăm împreună pentru revenirea Domnului și în așteptarea revenirii Domnului. La încheierea acestei cărți frumoase, apar câteva urări și v-am vrea în această seară să extragem câteva învățături din aceste urări. În călătorile care le-am făcut în anul acesta care acum trece, în mai multe locuri frații m-au abordat. Avem în Canada o cunoștință, îi cheamă Vasile și mai cum, că Vasile sunt mai mulți în biserică. Păi stai să mă gândesc, îi din zona cu tare, căsătorit cu cutare foarte bun, dar le dați măcar un nume, că mi-e mai ușor cu o coordonată exactă. Spune-i salutări din partea noastră. Noi acolo ne-am întâlnit în locul cu tare, am fost în lagăr împreună, am fost în coace încolo, să-i spui salutări din partea noastră. Și fiecare așa spune un bagaj întreg de salutări, că dacă nu ți le scrii jos, n-ai cum să le spui la fiecare, dar oamenii cu atâta dragoste vor salute pe frații lor care i-au întâlnit ba încă, cum spunea mai nostim un frate care vizita o biserică, pentru prima dată în viața lui, mă bucur să revăd pe frații mei pe care nu i-am văzut niciodată. Așa ne place să ne salutăm unii pe alții, și normal să ne salutăm unii pe alții. E normal să avem cuvinte de apreciere unii pentru alții, pentru că de altfel, dragii mei, suntem frați în Domnul Hristos și această legătură strânsă ne face să luptăm împreună pentru același cel. Și unii cu alții, fie că ne-am întâlnit, fie că nu ne-am întâlnit, ne place să cunoaștem unii despre ceilalți. Ba, încă pentru că suntem foarte conectați cu spațiul acesta online și pe unde am ajuns și eu și alți frați ni s-a confirmat de mai multe ori că mai multe persoane din mai multe zone sunt împreună cu noi activ participând la programele bisericii. M-au întrebat frații, cine e fratele care spune amin la voi în biserică? Îl auzim, ni drag de el, e fratele Vanciu. Și noi avem un frate Vanciu în biserică și noi avem un frate care spune amin și aleluia. L-am întâlnit la Timișoare pe alt frate Vanciu care a plecat tot de la noi, pe fratele Augustin Candale, care și el susține un amin și aleluia puternic, îl auzeam din spate până în față, cum prea mărea pe Dumnezeu. Și uite așa, suntem o familie mare, diversă, în mai multe locuri, care ne place să ne salutăm unii pe ceilalți. Efectul unui salut are o profunzime pentru că, de altă parte, ne place când auzim un cuvânt frumos spus despre noi sau pentru noi. Așa se întâmplă când ai mâna cu un copilaș, merge acasă până la mama și la tata, o dat mâna cu mine fratele păstor sau fratele cutare. E un lucru mare, pentru că ne place să știm că cineva s-a uitat și la noi, ne-a văzut și pe noi, ne-a băgat în seamă. Făcusem o vizită pastorală într-o familie și după ce am plecat, familia spune, ne-am rugat seara împreună copiii și băiețelul nostru, care era mai micuț atunci, s-a rugat și a spus astfel, Doamne, îți mulțumim că a venit fratele Andrei la noi. Doamne, îți mulțumim că a plecat fratele Andrei de la noi. Doamne, îți mulțumim că o să mai vină fratele Andrei pe la noi. Și uitați-vă, dragii mei, cum se întâmplă că atunci când suntem în colaborare, când ne întâlnim unii cu alții, când avem părtășie, ne bucurăm, pentru că ne simțim că cineva ne bagă în seamă și de altă parte avem valoare în ochii unii altora. Singurătate omoară. Întrebați pe frații care sunt mai în vârstă și în special pe cei care sunt în văduvie. Vor spune că nimic nu este mai greu decât singurătatea. Să stai de unul singur în casă, să n-ai cu cine vorbi, să n-ai cu cine comunica, să nu te bage cineva în seamă, este dificil. De aceea este frumos când în biserică, ne observăm unii pe alții, ne salutăm unii pe alții și menținem relațiile în adunare. Ei bine, dragii mei, după îndemnurile care Pavel le dă unei biserici frământate, care am observat ultima dată, acele mai multe îndemnuri, de a veghea, de a fi tari, de a fi oameni, de a păstra credință, de a rămâne imutabili, de a ne întări, de a crește în maturitatea spirituală, Apostolul Pavel acum încheie cu câteva urări. Și aceste urări au și să dea un nou imbold unei biserici care este divizată. Începusem mâncă de la început din Cartea Antia Corinteni și am observat schismele care erau în biserică, erau mai multe grupări, frații se împărțeau între ei. Nu uitați că am studiat Antia Corinteni 12, 13 și 14, am observat că și în problema darurilor spirituale, biserica le folosea tot ca să lupte unii împotriva altora, nu într-un mod în care să se unească, să slujească unii altora, ci să se fălească unii împotriva altora eu prorocesc, eu vorbesc în alte limbi, eu predic, va spunea cineva din biserica din Corint și prin urmare sunt mai special ca voi sau voi folosi darul ca să-mi justific trăirea și ce dacă eu mănânc carne jertfită idolilor și un cuget mai slab nu putea primi asta, nu uita eu vorbesc în alte limbi și ce dacă, și apar multe alte expresii care le-am învățat din cartea 1 Corinteni, aceste divizări care au fost în biserică au dus la o stare de frământare în adunare, până într-acolo, cât și la cina Domnului nu puteau să participe frumos împreună. De aceea, Apostolul Pavel, până și în această ultimă încheiere, ultimele urări care le face bisericii, are această dorință să reunească biserica din Corint. Haideți împreună să observăm urările și să învățăm de la ele câte ceva. În primul rând, spune Apostolul Pavel, Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Vă doresc bine. Cuvântul sănătate apare de mai multe ori, de două ori în versetul 19, de două ori în 20, odată în versetul 21, de mai multe ori apare această expresie să aveți sănătate. Este un mod de a saluta frumos, îți doresc să-ți fie bine. Și acum observați, Bisericile din Asia vă trimit sănătate care este învățătura care putem desprinde din această simplă expresie de salutare. Gândiți-vă că bisericile din Asia sau Asia Minoră reprezentau exact acele biserici care le găsim scrise în Cartea Apocalipsa, capitolul 2 și 3. Lista lor începe deja din capitolul 1, când Domnul spune în versetul în versetul 11, eu sunt Alfa și Omega, cel din trei și cel de pe urmă, Apocalipsa 1 cu 11, ce vei scrie într-o carte și trimite celor șapte biserici la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și la Odisea. Dacă vă uitați la aceste biserici care erau cuprinse în Asia Minoră, așa cum se numea zona aceea, aceste biserici transmit salutări bisericii din Corint. Un lucru important este de remarcat din acest detaliu, dragii mei. Dacă am intrat să ne uităm atent la lista din acelor șapte biserici, precum ni se prezintă Domnul în capitolul 2 și 3 din Cartea Apocalipsa, veți găsi că din cele șapte, doar către două, Domnul nu are o mustrare, Către celelalte cinci are câte o mustrare și una chiar foarte aspră din când în când. Ceea ce ne arată că în aceste biserici existau niște probleme. De altfel, nu uitați că în biserica din Corint erau probleme. Pavel, încă pe față, le spunea, vădă în vedere că era tata lor spirituală, am putea spune noi, cel care a fondat biserica din Corint și remarcă problemele cu lux de amănânt, vorbind cu ei și explicând pe față. Vă divizați între voi, vă combateți între voi. Treceți peste ceea ce este scris. Acum gândiți-vă foarte bine. Aceste biserici se salută între ele. Eu mă întreb, practic vorbind, cum vedem noi bisericile din jurul nostru? Pentru că aceste biserici care erau în Asia Minoră sunt numite de drept biserici. Observați cartea Apocalipsa, capitolul 2. Citim doar fugitiv acele prime versete de introducere. Versetul 1. Îngerul bisericii din Efes scrie. Versetul 8. Îngerul bisericii din Smirna scrie. Versetul 12. Îngerul bisericii din Pergam scriei. 18. Îngerul bisericii din Tiatira scrie. 3 cu 1. Îngerul bisericii din Sardes scrie. Versetul 7. Îngerul bisericii din Filadelfia scriei. 14, Îngerul Bisericii din laudicia scrie, ce observați? Toate sunt biserici și Domnul le numește biserici. Am auzit de multe ori expresii precum, aia nu i biserică, aia e discotecă, aia nu i biserică, aia e haită de, și -o fel de fel de expresii ca acestea. E adevărat, dragii mei, că toți suntem într-un proces de creștere și maturizare. Poate unii, prin Harul Domnului, suntem într-un mod în care am zice noi, am vrea să credem cel puțin mai aproape de Dumnezeu. Și poate după standardul nostru, care nu uitați de multe ori se împarte din cauza încredințărilor, suntem poate într-un alt fel sau ne observăm în alt fel. Cert este că atunci când Domnul privește la aceste adunări cu probleme, le numește biserici. Și aceste biserici, cu multe probleme între ele, salută biserica din Corint, care la rândul ei avea probleme. O învățătură importantă, dragii mei, cum vedem noi bisericile de pe lângă noi? Dacă ar fi cineva să vă întrebe, am auzit că la voi undeva, undeva în nord, la or, mai multe ori distanță, este o biserică. În partea aia franceză, nu știu unde e aia, în Montreal. A, așa, așa, cum e la biserica din Montreal? Care ar fi expresiile care le-am spune despre acea biserică care este soră împreună cu noi? Cum am vorbit despre biserica din Windsor? despre slujitorii ei, despre frații de acolo. Inevitabil, în discuțiile noastre, în interacțiunile noastre, în timp, poate vom auzi și noi, afla și noi, anumite situații care sunt în aceste biserici. Poate există o dificultate, poate există o luptă, precum și în adunarea locală, de multe ori apar situații care sunt nepotrivite, în care noi suntem chemați să le gestionăm și să ne pocăim. Ei, dragii mei, cum vorbim unii despre alții? Apostolul Pavel remarcă, aceste biserici în Asia vă transmit sănătate. Sunt biserici surori împreună cu voi, împreună alcătuind aceste biserici locale, Biserica lui Dumnezeu. De fapt, din rândul lor ieșind, Biserica lui Dumnezeu. Și atunci, dragii mei, se pune această întrebare. Cum ne observăm noi unii? pe ceilalți, cum ne raportăm unii la ceilalți. Este adevărat că de multe ori apar situații care ne diferențiază, apar poate înclinări sau anumite încredințări care ne-ar fi greu să ne punem toți împreună, dar va trebui să recunoaștem că aceleași biserici care sunt acolo sunt ca și la noi și toți împreună avem același scop. Dorința este să mergem acasă la Domnul. În această dorință avem nevoie ca Domnul să ne crească, să ne lumineze, să ne învețe, ca să putem fi tot mai mult așa cum ar vrea Domnul și Dumnezeul nostru. Domnul să ne ajute la aceasta. Și asta înseamnă să avem întotdeauna un cuvânt frumos unii despre ceilalți. Gândiți-vă că acum Pavel era în zona Asiei. Se spune că Pavel scrie în Tia Corinteni din Efes și una din bisericile din Asia Minor era biserica din Efes. Gândiți-vă oare ce le-a spus Pavel Efesenilor despre biserica din Corint vai de capul lor, am stat acolo un an și șase luni, le-am predicat, le-am spus, am făcut semne și minuni, Păi ăia numai dacă apare un înger, din, nici îngerul Gabriel dacă vine, nu-i mai schimbă pe ăia, îți vai de cap și fel de fel de expresii, cum unii ori poate facem noi. Dacă ar fi vorbit Pavel astfel despre biserica din Corint, vă întreb, ar mai fi trimis oare biserica din Efes salutări către frați? Migreu să cred. Dar, dragii mei, asta înseamnă că întotdeauna să avem un cuvânt frumos despre Biserica Lui Dumnezeu. Auzi, cum e la voi în biserică? Slăvit să fie Domnul! Împreună ne luptăm ca să trăim Sfânta Pocăință. Împreună ne rugăm, ne întâlnim la adunare, cântăm spre slava Domnului. Să găsim întotdeauna un cuvânt frumos de zis, dragii, dragii mei. Cel care va trage linia în final, cel care va veni cu răsplata și cel care va face diferențierea este Domnul Dumnezeu. S-a predicat mai devreme din Matei 25, nu uitați, dacă vă uitați la pilda celor 10 fecioare, nu veți găsi nici un detaliu prin care să le separați afară de unul singur. Cinci din ele nu aveau rezervă, n-aveau un delen în vase, atât. Afară de această singură expresie, sunt exact la fel identice. Singurul care a putut să facă diferența între ele, știi cine a fost? Domnul, când s-a întors. De asta noi suntem chemați să ne respectăm unii pe alții, să ne iubim unii pe alții, să luptăm pentru unitate, că cel singur care are voie să facă diferențieria este Domnul Dumnezeu, lăudați-i fie numele. Sigur. Excludem aici expresia care ar putea apărea din cauza unor păcate grosolane. Că dacă cineva trăiește în păcat, acolo se autoexclude prin baza Sfântului Cuvânt. Și observăm mai departe când analizăm versetul 22. În schimb, dragii mei, când vorbim despre adunare, nu uitați, noi suntem chemați să fim copii al Lui Dumnezeu și toți ne luptăm modalitatea în care putem mai bine. Poate unii mai mult, poate unii mai puțin, certi că toți ne îndemnăm la fapte bune și la pocăință. Singurul care poate face diferență este Domnul Dumnezeu. Aceste biserici, surori cu voi, vă transmit sănătate și biserica chemată să primească aceste saluturi. În al doilea rând, a doua urare, dragii mei, este de la Aquila și Priscila. Acuila și Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul. Observați, această familie care au venit de la Corint inițial, le transmit sănătate și ei fraților. Haideți un pic să observăm această scurtă istorie. Ne spunem, în fapte în capitolul 18 cu versetul 1. După aceea Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Aquila de neam din Pont, venit de curând din Italia cu nevasta sa deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma a venit la ei. Și fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau meseria lor, era facerea corturilor. Deci, această familie se mută din Roma, de undeva din Italia, și vine acum în zona Corintului, în Grecia. Împreună cu Apostolul Pavel se îndeletnicesc la lucrarea pentru Dumnezeu timp de un an și șase luni. Ca mai apoi să ne spună în versetul 18, Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă și-a luat ziua bună de la frați și a plecat cu Corabia spre Siria, împreună cu Priscila și Aquila. Observați că această familie pleacă împreună cu Apostolul Pavel și ajung la Efes, versetul 19. Ajungând la Efes, ei au rămas acolo și Pavel pleacă mai departe. Cam mai târziu, când Apostolul Pavel acum scrie Cartea către Romani, care se scrie undeva din zona Corintului, vom observa în versetul 1 din capitolul 16. Vă dau un grijă pe sora Fivi din biserica noastră. Acum versetul 3. Spuneți sănătate Priscilei și lui Aquila și mei de lucru în Hristos Isus, care și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Unde este acum Apresila și în Înapoi? la Roma. Din Roma vin în Corint, din Corint merg în Efes, din Efes merg înapoi în Roma și acolo găzduia o biserică în casa lor. Ca mai apoi când Pavel acum salută pe Timotei, ultima dată când mai scrie Apostolul Pavel cartea 2 Timotei, observăm în salutul final, în versetul 19, spune sănătate Priscilei și lui Aquila și casei lui Onisifor. Pavel când îi scrie lui Timotei, unde era Timotei? Te-am rugat să rămâi în Efes. Timotei era prezbiterul, păstorul bisericii în Efes. Și observați, Aquila și Priscila acum sunt înapoi în Efes. Acum dați-mi voi să scoatem de aici o învățătură importantă. De ce s-au mutat oamenii ăștia atât de mult? Hai că prima mutare am înțeles-o. Au fost oarecum expulzați din zona în care erau din Italia, n-au avut de ales. Și au venit la Corint în Grecia. Dar acum, împreună cu Pavel, pleacă la Efes, în slujba Domnului. Ca mai apoi când Pavel salută pe cei din Roma, îi observăm înapoi în Roma și aici găzduiau o casă a lui Dumnezeu. Ca mai apoi când Pavel lasă pe Timotei la Efes, se duc la Efes din nou să-l ajute pe Timotei în slujba lui, precum l-au ajutat pe Pavel în Corint. Oamenii aceștia aveau un deziderat. Vroiau să slujească pe Dumnezeu cu familia lor. Dragi familii din biserică, vă întreb. Care este scopul dumneavoastră în lucrarea lui Dumnezeu? Pentru ce slujiți dumneavoastră Domnului în comunitatea și în biserica în care sunteți? Desigur, în vremea aceasta mai multe familii au făcut mutări dintr-o parte în alta. Și pe lângă poate glumele mai nostime care nu le-am făcut fiecare, că pleacă către America, către Țara Promisă și multe altele, s-ar pune o întrebare. Pentru ce s-ar muta o familie dintr-un loc într-altul? Dacă noi spunem că e voia Domnului să ne mutăm, aș vrea să înțeleg care este aceea voia lui Dumnezeu. Pentru că, desigur, voia Domnului nu implică ideea de a face mai mulți bani, de a sta la căldură, să de a face o casă mai mare. Nu ne legăm de absolut nimeni, ci doar punem în discuție. Deci, când vorbim despre voia Domnului, înseamnă că mă duc să fac o slujbă explicit pentru Dumnezeu. Pe Aquila și Priscila, unde ei văzut mutați, erau mutați pentru o lucrare. De la Corint la Efes împreună cu Pavel. Și acolo găzduiesc o biserică. De la Efes la Roma găzduiesc o biserică în casa lor. Se ocupau de frați. Ca mai apoi împreună cu Timotei la Efes din nou, sunt tot în slujba lui Dumnezeu. Dragi familii, oriunde v-ați muta în lumea aceasta, Domnul să vă binecuvânteze. Dar dorința mea cea mai mare este ca întotdeauna să-l slujim pe Dumnezeu, să ne punem casa pentru slujba Domnului. Dacă te muți de aici, în orice zonă, că mergi în America, că mergi în Europa, că te duci în Antarctica, fă ceva pentru Dumnezeu. Asta e cel mai important. Că printre toate acestea noi vă dorim ca Domnul să vă binecuvânteze, să vă poarte de grijă, să vă dea biruințe și har, să vă facă multimilionar de vreți, dragii mei. Asta Dumnezeu să o facă cum vrea El. Dar cel mai important lucru e să-L slujim pe Dumnezeu. Și dacă suntem aici acasă, să facem ceva pentru Domnul. Să spui, vreau să găzduiesc în casa mea pe cineva. Dacă mai vine o familie la biserică și are nevoie de găzduire, pe mine să mă sun primul, vreau să-mi pun casa la dispoziție. Dar e un disconfort să-ți vină cineva în casă. Trebuie să stai după musafiri, să le faci mâncare, să te scol mai devreme, să te culci mai târziu. Dar asta înseamnă să fac ceva pentru Dumnezeu. Eu îmi folosesc darul care l-am. Fiecare are un dar în slujba Domnului. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și Acuila și Priscila, cu toate că au plecat de acum din Corint, au rămas cu amintiri frumoase. Măcar că nu uitați, în Corint au fost dificultăți și au pus capul în joc pentru Pavel. Probabil că undeva prin Corint s-ar putea întâmpla când Pavel era amenințat. Oamenii aceștia au rămas cu o amintire frumoasă. Eram în Corint împreună, ne rugam la adunare, vorbea Duhul Sfânt, se făceau semne și minuni. Pavel predica cu putere, s-au vindecat bolnavi în adunare, lăudat să fie Domnul. Ne uităm acum la 60 de ani a Bisericii din Kitchener. Sigur, nu toți i-am prins pe toți anii aceștia, dar în ultimii 5 ani, 10 ani, 20 de ani, hai 40 de ani care pis prins în biserica aceasta, care sunt amintirile care ți-au rămas? apei, că familia cu tare, că momentul acela, că în anul cu tare, că a fost o ceartă, că astea ne-au rămas, ne-au rămas că în anii care au trecut, Dumnezeu a vindecat bolnavi în această adunare, Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt în această biserică, am văzut botezați cu apă, și bătrâni, și tineri, și din afară, și canadieni, și români, și asta e harul lui Dumnezeu, s-a cântat spre slava Domnului, s-a predicat în cinstea lui Dumnezeu, astea sunt lucrări care Domnul le-a făcut în adunare, mărit să fie Domnul! Care sunt amintirile care ne rămân din părtășia împreună cu Biserica, dragii mei? De la Salutul Aquila și Priscila nu, nu uităm că suntem chemați în magazine în inima noastră toate acele frumoase experiențe din Casa lui Dumnezeu, Doamne, ajută la aceasta. Apoi ne spune Apostolul Pavel, toți frații vă trimit sănătate. Ma, am înțeles cu bisericii din Asia că oarecum erau prin contextul zonal, erau printr-o oarecare regiune, undeva la o relativă distanță erau acele biserici de Corint. Dar acum frații de pretutindeni, ce frați, de frații, frații cu biserica din Corint? Pentru că despre biserica din Corint s-au auzit și în afară. Și frații pe unde a ajuns Apostolul Pavel l-au rugat, pe unde vei mai ajunge tu? Salută de frați din partea noastră. Aici ne reîntoarcem. Ce ne leagă pe noi toți împreună, dragii mei, este jertfa Domnului Isus Hristos. De aceea vă spuneam când predicați în Roman, capitolul 14, când vorbim despre încredințări, aici noi, într-o oarecare măsură, ne diferențiem între noi și avem voie, slavă Domnului. Fiecare, după încredințarea lui, are voie să trăiască cum îi place în încredințare, am spus. Adică în contextul limitelor morale și în spațiul libertăților creștine, fiecare poate face cum îi place lui mai mult după încredințarea care o are. Că cineva vrea să bea cafea sau vrea să bea Coca-Cola, să vrea să bea suc sau nu bea niciuna, are toată libertatea să o facă. Și asta e frumusețea libertăților creștine. În aceste încredințări, noi ne diferențiem. În schimb, factorul comun care pe toți ne unește este jerfa Domnului Isus Hristos. Ce ne leagă pe noi împreună, adunar, dragii mei, nu este că eu beau cafea să nu beau cafea, ci că Isus Hristos a murit pentru noi, că suntem săpați în palmele lui și că Hristos este Domnul, măriți-i numele. De aceea, frații care au aceeași credință, cu toate că au încredințări diferite, vă transmit salutări. Frații din India vă transmit salutări. Când eram în Africa, frații în Africa v-au transmis salutări. Îmi ziceau frații de acolo că urmăresc biserica din Kitchener. Nu români din Africa, africani din Africa. Cei de la contextul bisericii de acolo zicea că vă urmărim și noi. Nu înțelegem nimic, dar ne place cum e la voi. Și frații în Africa vă transmit salutări. Dacă frații din Africa ar fi în biserică împreună cu noi, s-ar putea că v-ați un pic mai lung la ei ca un stil foarte diferit de noi, dragii mei. Asta nu-i descalifică din mântuire. Asta arată că fiecare avem încredințări diferite. Faptul care ne ține pe toți împreună, în jertfa lui Isus Hristos, Măriței, fie numele. De aceea spunea fratele Alexandru Cherecheș foarte frumos în cartea sa, am mai menționat acest exemplu, că la Paște era în armată și a vrut foarte mult să meargă împreună cu frații la părtășie. Era într-o zonă de departe de casă și a rugat pe comandanții lui să dea voie să meargă la biserica local de acolo, împreună cu frații. Nu se cunoștea cu ei, nu-i cunoștea pe nume, dar vrea să meargă împreună cu biserica la părtășie. Și comandantul oarecum supărat îi spune, mă, voi și pocăiții voștri, pe unde mergeți, numai cu pocăiții voștri sunteți, la care fratele Alexandru îi spune, tovară și adevărat, că noi cu pocăiții noștri, oriunde mergem în lumea aceasta, avem o casă care să ne primească, frați care să ne găzduiască și ne primesc ca în familie. Voi cu tovară și voștri, tot la mătușa în dormiți dacă mergeți pe undeva. Ca realitate, dragii mei, că ceea ce ne unește pe noi este jerfa Domnului Isus Hristos. Am trăit de multe ori efectul acesta. Doar în anul acesta am fost în Franța, am fost în Irlanda, am fost în Suedia, am fost în Norvegia, am fost în mai multe zone, pentru prima dată în viață. Frați pe care nici nu i-am cunoscut, mă întrebam dacă la vama mă întreabă cum îi știi pe ăștia, le spun că sunt frate cu ei în Domnul, că altceva nu pot spune, că nu-i cunosc, nu i-am văzut până acum. Dar în prima oră, în prima jumătate de oră, vorbim pe drum de aeroport împreună cu ei, parcă ne știam de o viață, parcă am copilărit împreună, măcar că erau și mai mari ca mine. Ne cunoșteam de parcă eram dintotdeauna împreună, că ceea ce ne leagă împreună e jertfa lui Isus Hristos, ceea ce ne-a unit unii pe alții, Domnul Hristos care a murit pentru noi. El nu se rușinează să se numească frați și noi suntem frați în Hristos, lăudat să fie Domnul dragostea aceasta așa de profundă, încât întrece orice altă relație. Că sunt doi care sunt în aceeași ligă de fotbal și se le place împreună, asta e una, dar până la prima divergență. Dar noi, cu toate diferențele între noi, rămânem ancorați aici că Domnul este Domnul nostru, dragii mei, și că Isus ne unește împreună, lăudați să fie numele Domnului. Toți frații vă trimit sănătate. Frații din Europa care ne cunoașteți, Frații din România pe care nu i-ați văzut până acum, frați din Africa pe care nici pe care nu știți pe nume, vă transmit salutări și vă iubesc în Domnul Hristos. Și vă iubesc pentru că sunteți frați cu ei în Domnul Iisus Hristos. Același unul, Domnul Iisus, a murit pentru noi toți, lăudați să fie Domnul. O biserică divizată învață despre unitatea creștină prin câteva saluturi simple ale Apostolului Pavel. Dar mai apoi să spune Pavel, spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Și aici e important să înțelegem expresia. Gândiți-vă că acum ăia din Asia îi primim, că îți și colegi cu noi. Acuila și Priscila, ai că au fost printre familiile fondatoare. Na, se cădea să ne salute. Frații de pretutindeni fie și așa. Dar noi, între noi, ăsta care mă care duminica trecută, mi-a spus el, dar eu îmi spun eu duminica viitoare, că să știi cine sunt eu, ăștia din biserică, zice Apostolul Pavel, unii altora, voi între voi, spuneți-vă sănătate cu o sărătare sfântă. Era o practică în biserica primară de atunci și cultural, de sigur, era acceptabilă. Nu va face sens, poate, în ziua de azi. Că în vremea aceea, când se întâlneau împreună frații, se săruta unii pe alții. Acum observați ceva, spune o sărutare sfântă. Și motivul pentru care spune sărutare sfântă este tocmai ca să facă diferențierea între acesta, dacă veți, practică de dragoste frățiască și practica imorală sau morală, dar în contextul familial nu-i vorba despre romantism aici, este vorba despre o dragoste creștinească. De aceea Pavel spune o sărutare sfântă. Era o practică în biserica primară, când se întâlneau împreună, să se pupe unii pe alții, cum mai pe limba română. Așa se întâlneau frații între ei. Ceea ce noi în vremea de azi, am transferat cultural, să dăm mâna unii cu alții sau să le dăm o îmbrățișare unii altora. Era un gest de afecțiune frățească între frați. Practica aceasta cu sărutarea sfântă a ținut undeva până în secolul al doilea, când din cauza unor infuziuni din afara bisericii, a unor grupuri de neamuri care vedeau foarte ciudat această practică, s-a întrerupt. Tocmai cum ar fi și în ziua de azi, că dacă aveți până un pe toată lumea din biserică, spui, băi, ce om cu omul ăsta, că am apucat ceva. Așa este cultural. Și atunci principiul rămâne, chiar dacă forma se schimbă. Observați că doi frați vin la adunare, se îmbrățișează, dau mâna unul cu celălalt, nu se lingușesc. Se iubesc în Domnul Iisus Hristos. Vin două surori la o întâlnire, se îmbrățișează, se pupă una pe alta, strâng mâna una la cealaltă. Asta înseamnă dragoste frățiască. Și Pavel aici arată că suntem chemați să demonstrăm această afecțiune în cel mai vizibil mod posibil în contextul cultural în care noi ne aflăm. De aceea, noi dăm mâna unii cu ceilalți și ar trebui să dăm mâna unii cu ceilalți. Că se întâmplă unii ori că unul foarte rapid intră și merge pe altă ușă numai ca să nu dea mâna cu tine sau să dea mâna cu celălalt. Suntem chemați să demonstrăm că suntem frați. Nu vi se pare ciudat că ni foarte ușor să transmite în salutări la frații din Africa, România, Irlanda, dar la aia din biserica ta, de unde ești tu, parcă mai greu dă mâna. De fapt, când mai spuneți despre sărutul sfânt, Aparte de mai multe ori Noul Testament, știți că a ajuns să fie adoptat în liturgia Bisericii Primare, în contextul cinei Domnului, ziceau în apologia lui Justin că după ce făceam rugăciunile, ne dădeam o sărutare sfântă și apoi să te la masa Domnului. Adică asta demonstra cu adevărat că te iubești cu fratele de lângă tine. Cu adevărat că poți să stai la masa Domnului. Că dacă nu poți să îi dai o sărutare sfântă, să-i strângi mâna, cum zicea fratele Hozan într-o predică, să-l bați ca pe cal după cap măcar, dar bate pe slava Domnului, așa, gentil, să-i arăți afecțiunea ta, dacă nu poți să o faci, s-ar putea că nu poți sta la masă cu el. Dacă nu poți să-i speli picioarele fratului de lângă tine, s-ar putea că nu ești vrednic să stai la masă cu Domnul. Apropo și de aceasta, eu nu sunt de acord cu mersul la spălare picioarelor cu frați programați înainte. Hai, noi îi spugim repede acolo ca să nu vină alții. Când ajung jos cu cine îi cu ăla te speli. Aia înseamnă să faci biblic spălarea picioarelor, dragii mei. Noi care rămânem la masă, ultimii, cam ni se întâmplă că tot noi o facem între noi. Nu că avem noi mofturi, dar nu mai rămâneți de că la ce să iei toți plecați. Dar, dragii mei, între noi, așa ar trebui să facem. Să dovedim că ne prețuim unii pe alții. Că eu vă spun, dacă cineva lipsește din biserică, pe mine mă doare. De aceea mai întrebăm de câte un telefon, nu te-am văzut la biserică, nu că vă purtăm pica cuiva, ci tocmai că ne doare. Ziceam unii persoane, eu am nouă copii, dacă lipsește unul de la masă când mâncăm împreună, pe mine mă doare, pe mine mă deranjează, că trebuie să fie împreună cu noi. Da, mă dai opt împreună cu tine. Ăla al nouă le-am stângât, că nu e acolo, mă deranjează. Așa e și în biserică, toți vrem să fim la părtășie. Suntem o familie unită, Doamne știu la aceasta. Sau cum zicea cineva, să nu cumva să cântăm minciunea adunare. Suntem o familie unită și noi suntem reunită. Dumnezeu să ne unească prin Duhul Sfânt, dragii mei. Spuneți-vă unii altor în biserică. Sănătate și cu o sărutare sfântă. În practica modernă, de vă spun la închiere, dați mâna unii cu alții. Mai dați mâna și cu alții care nu până acum. Mai cunoașteți-vă între dumneavoastră. Și astfel să legătum, legăm legătura frățească, Doamne ajută. Spune Apostolul Pavel mai departe, dragii mei, dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să fie anatema. Apoi spune, transliterat din aramaică, maranata, care tradus înseamnă Domnul nostru vine... Sau Domnul nostru a venit, sau Domnul nostru va veni. Depinde cum împarți cuvântul. Revenim asupra lui îndată. Apostolul Pavel ne explică că există un factor care definește cine este al Domnului. Vă spuneam, noi toți suntem al lui Dumnezeu. Dar ce ne facem cu cei care? Și aici se implică. Cei care nu iubesc pe Dumnezeu, Pavel spune, trebuie să fie anatema. Cuvântul anatema înseamnă să fie blestemați. Să fie despărțiți de Hristos, adică într-un cuvânt condamnați la Iad. Pentru că, prin urmare, cine nu iubește pe Hristos, n-are cum să ajungă în raiul lui Dumnezeu. Prin definiție este condamnat la Iad. Observați ce spune Pavel în Romani, în capitolul 9, când vorbește despre această expresie anatema. Ne spune în versetul 3 din capitolul 9, căci aproape doresc să fiu eu însumi anatema, blestemat sau, zice aici, despărțit de. Cristos Pentru frații mei, de lumea trupești, pe șorele, spre evrei, în contextul acesta. Anatema înseamnă să fii pentru totdeauna despărțit de Hristos. Și Pavel spune, dacă cineva nu iubește pe Hristos, în ochii noștri, așa trebuie să fie, pentru că nu poți altfel. Desigur, mai apare o expresie a Apostului Pavel, care o găsim în 2 Tesaloniceni, capitolul 3, cu versetul 14. Dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această ispistolă, însemnați civil și să nu aveți niciun fel de legătură cu el, ca să-i fie rușine, să nu-l socotiți ca pe un vrășmaș, ci să-l mustrați, ca pe un frate. Adică și aici vrem să-i recuperăm pe cei care nu trăiesc în rânduială. Și Pavel spune cine nu trăiește în rânduială se despartă de Hristos prin definiție, merge la pierzare. Și noi avem chemarea să-i chemăm la Domnul ca să se pocăiască. Dragii mei, ce înseamnă să iubești pe Domnul Isus Hristos? Întâi Ioan 5 cu 3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și poruncile Lui nu sunt grele. Acum, gândiți-vă foarte bine, după ce Pavel scrie o întreagă, cu explicații, cum e la Domnului, cum e cu litigiu, cum este cu ordinea bisericească, cum este cu darurile spirituale, cu revenirea Domnului, cum să ne comportăm, cu, salut, cu salutarea sfântă între frați, după ce scrie toate astea, Pavel spune așa, dacă iubiți pe Dumnezeu, prin definiție, împliniți acestea toate. Că toată cartea asta întreagă, întâia Corinteni, se rezumă într-o singură expresie. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Asta înseamnă să fii un copil al Lui Dumnezeu. Că cine nu-L iubește Dumnezeu, pe Dumnezeu, n-are cum să stea lângă Dumnezeu. Și atunci conduita creștină demonstrează dragostea de Dumnezeu prin modalitatea în care se supune rânduielilor Domnului. Dacă mie îmi place de cineva foarte mult, mi drag să fiu împreună cu ei, dar știu că ceva îi deranjează foarte mult. Credeți-mă că nu fac lucrul acela numai ca să-i nervez, că mi drag de ei și ca să nu ne stric părtășia, mă abțin de la practica ceva. Nu știu care am putea să fie aici exemplu. Să spunem că la unul nu-i place acordionul. Eu când la acordion. Nu-i place acordionul de fel. Mai cât e cu mine mașină, nu-i pun cântări cu acordionul. Să nu-l fac să cadă din har, să, să se supere, să ne cășească. Să-l ajut, că mi-i drag de el. Și dacă vreau să stau împreună cu el, caut legătura frățească. Nu caut să o stric prin lucruri care pe mine mă fac fericit, dar pe el îndristează. Dacă zic că îl iubesc pe Dumnezeu, voi căuta să fac ce-i place lui Dumnezeu. Siliți-vă să-i fiți plăcuți lui. Doamne ajută la aceasta! Că dacă suntem plăcuți lui, Rămânem în har, în dragostea lui Dumnezeu, dragii mei. Revin, nu ne putem cumpăra favorul, nici mântuirea, asta ne Dumnezeu prin Hristos. Dar cine este mântuit, demonstrează mântuirea printr-o relație și o trăire care onorează pe Dumnezeu. Cine nu iubește pe Dumnezeu, este blestemat, este anatema. Și Pavel acum spune, Maranata, adică Domnul nostru vine, lăudați să fie numele. Asta este dorința și dezideratul creștinului. Vă întreb și în această biserică, în această seară, biserică din Kitchener, mai așteptați pe Domnul Isus Hristos? În viața noastră se mai vede când este dor să vină Domnul. Biserica lui Dumnezeu are această continuă așteptare. Și acum, dacă așteptăm să vină Domnul, cum s-a predicat mai devreme, înseamnă că trebuie să fim găsiți gata, veghind, plin de Duhul Sfânt, făcând ceea ce place lui Dumnezeu, Domnul să ne ajute la aceasta. Asta înseamnă să ne identificăm cu grupul celor care sunt cu adevărat copii ai Lui Dumnezeu. Prin aceasta cunoaștem cine sunt copiii Lui Dumnezeu. Pavel spune, Apostol Ioan spunea în 1 sa epistolă, capitolul 4, versetul 6, Noi însă suntem din Dumnezeu, cine cunoaște pe Dumnezeu ne ascultă, cine nu este Dumnezeu nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii frate, soră, uite, așa e normal să ne comportăm în adunare, că așa spune Sfânta Scriptură. Dar cine ești tu să spui cum să mă comport eu? nu sunt nimeni. Dar ca un servitor al Evangheliei, îți spun că așa scrie aici, în cartea asta. Mie nu-mi pasă. Ei, acum vine remarca. Cine este din Dumnezeu, cine iubește pe Dumnezeu, îl are maranata. Domnul vine, îl se pocăiește și ne ascultă. Nu ca am fi noi cineva, ci ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Și cine nu-i din Dumnezeu, niciodată n-ascultă. Prin aceasta cunoaștem fiii Domnului, și fii răzvătirii. Și Pavel spune, cine nu iubește pe Domnul prin extensie, cine nu împlinește această cerință a lui Dumnezeu, este anatema, este condamnat la iad pentru că nu se pocăiește. Doamne, dă-ne sfânta pocăință! Și în încheiere spune Apostolul Pavel, Harul Domnului, nostru, Domnului Iisus Hristos să fie cu voi. Dragostea mea este cu voi toți în Hristos Iisus. Dragii mei, Harul este Cel care ne ține în picioare. Harul este cel care ne-a inițiat în mântuire. Și Harul este cel care ne va păstra în carul biruinței până se va întoarce Domnul. Când vom ajunge acolo la Dumnezeu, ascultați-mă bine, nimeni nu va putea spune, am ajuns aici că am făcut, m-am sfințit, m-am spălat, m-am schimbat, m-am când vom ajunge acolo, vom spune, numai Harul ne-a dus aici la Dumnezeu. El ne-a învățat, El ne-a schimbat. De aceea spune ca în Tit, în capitolul 2, Harul acesta ne învață să rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești, să trăim în viacul de acum, în cumpătare, cu fapte bune, așteptând fericita noastră dește. Harul ne învață. Harul acesta ne ține. Și Pavel spune, Harul ăsta, îi dat pentru voi. Autentificând ca asta este epistola lui, ne spune, urările de sănătate sunt scrise cu însă și mâna mea, Pavel. Era demonstrația că el saluta biserica. De fapt, această epistolă a fost dictată de către Pavel. Sunt mai multe explicații aici, precum apostolul Pavel avea o problemă la ochi. Ceea ce se observă în cartea Galaten când spune, așa de dragi ne ajunseți, sățelăți încât erați gata, să-mi dați și ochii din cap dacă ați fi putut. Se vede că Pavel Pavel a rămas cu o lacună în numai acelei orbiri și acum avea o problemă la ochi. Ei, dragii mei, Apostolul Pavel nu mai putea scrie așa de bine din cauza acelei probleme și dicta epistola. Cine a scris epistola aceasta este cel numit încă de la 1 Corinten, capitolul 1, cu versetul 1. Pavel, chemat să fie apostol al lui Isus Hristos, prin voie lui Dumnezeu și fratele Sosten. Fratele Sosten a fost cel care a scris, Pavel a dictat. Și acum la încheiere, Apostolul Pavel spune, sosten, dă -mi mie pana. Și -o scrie Pavel, urările de sănătate sunt scrise de mâna mea, Pavel. Vă iubesc în Domnul, vă salut eu personal. Această ultimă expresie să fie a mea personală, personalizată, scrisă de mâna mea, că vă port în dragostea lui Hristos. Și Pavel spune, dragostea mea este cu voi în Hristos Iisus. Cuvântul dragostei aici este cuvântul agape, o dragoste sacrificială, o dragoste care se jerfește profund. Și acum gândiți-vă cum le scrie tata lor spiritual, Părintele lor spiritual, după ce află că între ei se ceartă, se mănâncă între ei, în schizme, la cine a Domnului se bagiocoresc unii pe alții, ăia săraci își făcuți de râs, în cadrul bisericii bagiocoresc lucrarea Duhului Sfânt, după ce află toate astea, Pavel spune, am o dragoste pentru voi sacrificială, aș fi în stare să fac orice, să mor pentru voi de-ar trebui. Asta denotă cu adevărat să fii un copil al lui Dumnezeu. Și Pavel spune această urare să încălțească inimile voastre. După ce v-am spus, v-am certat, v-am educat, v-am explicat, nu uitați, vă iubesc în Domnul Isus Hristos. Această legătură a dragostei ne unește și ne strânge împreună. Această legătură dragostei îmi doresc întotdeauna să fie în biserica din Chiciner. Avem nevoie de ea, asta ne ține împreună, asta ne va uni ca și biserică, asta ne va da putere să rămânem în picioare în toate ce stau în față. Asta va rămâne cu noi și în împărăția lui Dumnezeu. Că acolo, dragii mei, nu mai e nevoie nici de prorocie, nici de vorbire în alte limbi, nici de cunoștință, nici de minuni. Că Domnul este cu noi. Ce rămâne acolo este Dumnezeu care este dragoste. De aceea îmi doresc din toată inima pentru noi să ne îmbrace Dumnezeu cu dragoste. De la aceste simple urări, o bogăție de învățătură frumoasă, care ne arată încă o dată cum să trăim ca și biserică. Dumnezeu, dragii mei, să ne ajute la aceasta. Și nu uitați ce putem face chiar în această seară, zicea Apostolul Pavel, spuneți-vă sănătate unii altora cu o sfântă. Și chiar dacă cultural nu se mai aplică poate numai decât această expresie, măcar dați mâna unii cu alții, strângeți-vă în brațe, spuneți cuvinte de binecuvântare, orați-vă sărbători binecuvântate în Domnul Hristos, cum vreți numai spuneți cuvinte frumoase unii către alții și Dumnezeu prin acestea să lege inima noastră. Amin.